Spider-Man de Galați lovește din nou. A spart 8 apartamente în numai 2 luni. Individul în vârstă de 38 de ani este cunoscut pentru că escaladează blocurile și intră în apartamentele de la etajele superioare. Acum a fost prins și arestat preventiv pentru 30 de zile. Tânărul este un cunoscut al oamenilor legii. Ultimii 5 ani a petrecut în spatele gratiilor. De fapt, trebuia să stea 12 ani, dar a profitat de modificările la codul penal. În doar 2 luni de libertate a făcut prăpăd în Galați. Polițiștii au identificat un bărbat bănuit de săvârșirea mai multor furturi din locuință. Furturi săvârșite în perioada aprilie-mai a anului curent. Acestea au fost comise deși bărbatul se afla sub măsura controlului judiciar. Oamenii spun că individul acționa în plină zi. Când am întors acasă, când am deschis ușa, el a ieșit, ne-a trântit ușa de la baie în față. Puteam să-l prindem, dar au fost fracțiuni de secundă, vă dați seama că ne-am speriat. Na, și eu și băiatul, chiar dacă și băiatul e mare. Atâta mi-a zis, mamă, este unul în casă. Pro două ori mi-am dat seama că lipsesc bijuteriile. Pentru faptele sale, bărbatul riscă acum ani grei de închisoare.